Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi vom vorbi despre un subiect oarecum deosebit față de subiectele cu care am venit până acum în fața dumneavoastră. Vom vorbi despre artiștii locali, despre potențialul lor, dar și despre un festival care a avut loc la Pașcani de curând, pe 9 august, dacă nu greșesc, un festival de folk, un festival care ar fi meritat mai mult atenție din partea noastră, ca pășcăneni, ca spectator, dar și din partea administrației locale. Mă refer aici în special la promovarea acestui eveniment. Au fost puțini spectatori în piață, deși au venit aici la Pașcani, au răspuns invitației organizatorilor, artiști din toată țara și unii chiar consacrați. Vorbim despre artiști locali și potențialul lor în contextul în care în această perioadă tot au avut loc nu doar la Pașcani, și la Târgu, și la Hârlău, și în comunele vecinate activități culturale specifice, zilele localităților, unde au participat o parte dintre copiii talentați din Pașcani. Și asta înseamnă că au potențial. Invitatul meu de astăzi este Marcu Samir, referent la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Bun venit! Bun găsit și mulțumesc pentru invitație. Da, invitația a fost făcută chiar în ziua când a avut loc acest, sau imediat după acest eveniment, tocmai pentru a obține mai multe informații despre acest festival. Festival despre care eu sper să aibă o altă perspectivă, adică să nu se oprească aici acest demers exact. Și în anii următori poate acest festival să fie din ce în ce mai mare. Cu siguranță. Bun. De unde a pornit această idee? Mie mi se pare interesantă și cu mare potențial. Am văzut că în țară sunt mai multe astfel de festivaluri de folk. Anul ăsta, dacă nu greșesc, au fost vreo 14 festivaluri naționale de folk, dar cred că la Pașcani există un astfel de potențial. Am pornit de la ideea că era singurul cumva gen de muzică nereprezentat la vreun festival în Pașcani, atât timp cât la Curcubeul Artelor chiar am întrebat anul trecut o domnișoară care s-a înscris la secțiunea folk, singura înscrisă de altfel, și mi-a spus că ar veni și colegii ei, dar dacă ar fi un festival de folk, dacă nu în cadrul Festivalului Curcubeul Artelor, care înglobează toate genurile de muzică. Avem festival de dans, avem festival de teatru și atunci am zis, dacă tot există măcar 10 copii care stau cu chitara în mână și cântă acest gen de muzică, eu cred că merită făcut. L-am rugat frumos pe colaboratorul nostru, pe Jules Baldovin, pentru care are o vastă experiență în domeniu, să mă ajute la partea de regulament. Din acel motiv, tocmai ca să poată participa oricine, nu l-am făcut sub forma unui concurs, ci doar festival, fără limită de vârstă, astfel încât oricine își dorește să poată ajunge pe acea scenă. A fost și o mică parte de preselecție, adică am cerut un demo să vedem totuși să nu ne trezim cu cine știe ce e pe scenă. În rest, fiecare concurent s-a exprimat liber pe scenă, exact cum a simțit și cum a vrut. Ce părere aveți despre prima ediție, că a fost prima ediție a acestui festival la Pașcani? Cum să spun, când se naște un copil, nu putem duce la facultate. Acest festival, ca și alte manifestări ale Casei de Cultură, trebuie să crească și trebuie să crească an de an. Nu ne putem aștepta, pentru că dacă vă uitați pe filmările dumneavoastră de la celelalte festivaluri care se desfășoară în sala Casei de Cultură, afluența de public a fost cam tot aceea, doar că acum a fost afară. Tocmai pentru că am pornit de la ideea, hai să facem în luna august. Mereu s-a spus că în luna august Casa de Cultură nu are activități, că oamenii sunt în concediu și n-au la ce participa și am zis, bun, hai să încercăm să-l facem în august. Deja mă gândesc la anul să-l mut cumva pe 8 septembrie, să-l leg de Sfânta Mărie, să-l leg, nu știu. Vom vedea ce va fi până la anul. Dar cu siguranță eu personal îmi doresc să continui asta, evident, dacă vor fi de acord și Primăria și Consiliul Local. Deci primul pas a fost făcut. Da. Sunteți mulțumit de ce a ieșit de participare? Pentru prima ediție, da. Și
pe cuvântul meu de onoare, eu nu am vorbit cu nimeni. Acei concurenți pur și simplu au văzut pe Facebook și m-au sunat și s-au înscris la festival. Vorbesc de concurenți din Sibiu, de concurenți din Adjud, de copiii de la Bârlad, de cei de la Iași. Și nu doar copii. Și nu doar copii, evident. Bun. Deci au fost concurenți din mai multe orașe din țară și din Pașcani? Și din Pașcani au fost, evident, majoritatea. Au fost undeva în jur de 9-10 copii din Pașcani și diferența, așa bine, cei de la Bârlad au venit mulți pentru că au participat la urmă ca și grup și au fost foarte, foarte frumoși pe scenă. Și au fost și câteva participări speciale. Exact, exact. Au fost și acel domn gospodarul de la Jud, dumnealui, cred că acum în weekend a fost festival organizat de dumnealui la Adjud și chiar am stat de vorbă cu el înainte de spectacol. Ne-a felicitat, a spus că e frumos, e ok. Am vorbit și după, înainte de a pleca, pentru că n-a putut sta până la final și a plecat după ce a cântat pe scenă și ne-a urat succes și el cântă, mai merge și cu Cenacul Flacăra, adică nu e tocmai un novice în ale folcului. Bun, eu am fost întrebat, eu am postat un mesaj pe Facebook după acest festival, am scris în acest mesaj că inițiativa este îndrăzneață, chiar necesară și am criticat administrația locală că n-a făcut mai mult, putea să facă mai mult pentru promovarea acestui eveniment și am făcut referire în special la faptul că pe pagina oficială a administrației locale nici măcar afișul n-a fost postat. Mai mult, cu două zile înainte sau cu zi înainte, în conferința săptămânală de presă, primarul n-a spus niciun cuvânt de acest festival. De regulă, când sunt astfel de activități, administrația locală lansează o invitație, o informare către cetățeni. N-au fost adresate astfel de cuvinte și culmea este că din transmisia noastră video am văzut mesaje de pășcăneni surprinși de eveniment și întrebat, domnule, dar de ce n-a fost mediatizat, am fi venit, am fi participat în piața casei de piața primăriei, pentru că aici a avut loc și așa mai departe. Acum nu e treaba mea să comentez nici ce face domnul primar, nici ce fac cei din primărie. Ce pot eu să vă spun este că există un contract de parteneriat între Casa de Cultură și Primărie, l-a făcut domnișoara Mirela Ancuța în calitate de șef al biroului Sport, Cultură, Culte. Eu am o colaborare foarte bună cu domnul primar. Dumnealui participă la majoritatea activităților Casei de Cultură. Am vorbit și în acea zi cu dumnealui, undeva în jurul prânzului. Am vorbit și cu domnul City Manager, care a venit în față să vadă când se monta scena, dacă totul dar e ok. Dar n-au plăcut nimeni din partea administrației locale, cum se obișnuia de regulă. Au fost și în public seara, acum exact de ce n-aș putea să vă răspund eu la întrebarea asta. Poate nu le place muzica folk. Se mai ascultă muzica folk? Să știți că se ascultă muzică folk și, surprinzător chiar, am participat nu demult la o petrecere privată în calitate de invitat. Și s-a ascultat chiar Emeric Imbre nebun de alb. Adică, nu, lumea ascultă. Acum, bun, mai e o treabă. În meseria mea se numește segmentarea publicului. Adică vedem pe ce segment de public ne adresăm, nu putem tot timpul să facem pentru marea masă, marea masă. Da, de preferat ar fi să fie mii de oameni în față, dar nu se va întâmpla niciodată lucrul ăsta. Un pic anul ăsta, un pic la anul. Am înțeles, dar n-ați avut sentimentul că s-ar fi putut mai mult? Că dacă era o mai bună mediatizare, ar fi fost prezenți, să se bucure de această muzică și prezența, iată, a lui Mircea Vintilă, a lui Emeric Imre. Cu siguranță se poate mai mult și pornesc de la mine cu se poate mai mult, pentru că numai așa putem ajunge mai sus. Evident că peste tot există loc de mai bine. Acum, din punctul meu de vedere, povestea asta cu mediatizarea care apare la Pașcani, din punctul meu de vedere, este o falsă problemă. De fapt, ține, dacă vreți, de, nu știu, de piramida nevoilor a lui Maslow, care chestia asta cu autodepășirea, cu stima de sine, unde se încadrează și partea culturală, este în vârful piramidei. Dacă omul nu are tot ce îi trebuie până acolo, evident. Aceeași mediatizare se face la toate manifestările Casei de Cultură. Cum
pe aceeași mediatizare. Sunteți decât... elegant. Deci spuneam totuși că celelalte evenimente au fost promovate de către administrația locală. Ăsta nu, deloc, niciun cuvânt, da, zis, nici măcar afișul. V-am zis, nu știu ce s-a întâmplat. La asta mă referă special. Probabil este multă lume în concediu, probabil a fost o scăpare, habar n-am. Nu, chiar și nu nici n-a urcat nimeni pe scenă să spună câteva cuvinte. Iarăși, este alegerea fiecăruia. Am înțeles. Sau a trecut campania electorală și nu mai este interes. Eu prefer să nu mă bag în politică, n-am fost băgat niciodată. Nu, și nici revenim la muzică și la artiști. Tineri din Pașcani, iată, care cântă muzică folk, pasionați de chitară și de acest gen de muzică. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care fac chitară, care studiază chitară, da. Și asta este foarte bine. Muzică populară, iată, din ce în ce mai mulți. De unde aceste resurse v-ați fi așteptat să fie? Că de câțiva ani de zile, iată, se întâmplă așa ceva. Da, se întâmplă de când s-a deschis o școală, două de muzică private, de când sunt părinți care își permit financiar să ducă copiii la Iași, la canto, mă refer la canto clasic, mă refer la un gen de muzică mai greu, ca să spunem așa. Da, mă aștept și mă aștept să crească în continuare. Ideea este că trebuie să le oferim, nu eu, nu dumneavoastră, noi toți, posibilitatea de a se și afirma, că degeaba muncești dacă nu vezi rezultatul muncii. Da, și Casa de Cultură trebuie și o face, trebuie să ofere o astfel sigur, de ne străduim în limitele bugetului și a programului de activități, ne străduim pe cât posibil să facem ca acești copii să poată performa pe o scenă. Să-i vedeți, mă refer acum la Festivalul Curcubeu Artelor, pe cei de 7-10 ani, câtă bucurie au când primesc acea diplomă cu premiu și cum sar în sus și chiar se bucură. Munca copiilor și eu personal și cred că toată lumea trebuie să o respectăm. Bun, aceeași bucurie, poate chiar mai mare, o au atunci când sunt ascultați, apreciați, atunci când urcă pe scenă, exact, de către cei care, de către spectatori. Din acest motiv insist că ar trebui să fie din ce în ce mai mulți în fața scenei. Cu siguranță, cu siguranță, evident, și orice artist, chiar și artiștii naționali, poți să le dai averi. Dacă nu are un feedback din sală, el va cânta pe bani, că asta este meseria. Dar e altceva când îi vine energia publicului. Din public, exact. Ați prezentat acest... Da, mulțumesc. Vreau să mai lămuresc un aspect. Nu, Samir Marcu nu ia bani de la Casa de Cultură că prezintă. Samir Marcu face economie la bugetul Casei de Cultură pentru că prezintă. Ei, s-a mai spus, s-a mai întrebat. Bun, și dacă ați luat bani da, pentru... n-am cum. Eu sunt plătit de Casa de Cultură, am salariu, asta, meseria asta am ales să fac, că salariu mare, mic, astea bun, sunt... Bun, dar dumneavoastră ați fost implicat în organizarea acestei evenimente. Eu am fost coordonatorul, dar coordonator nu înseamnă că eu m-am făcut tot. Există în spate de asta, m-ați mai auzit pe scenă prezentând la activitățile Casei de Cultură, mulțumesc tot timpul echipei din spate. Sunt oameni din Casa de Cultură care nu se văd nici la televizor, nici pe scenă, nici nicăieri. Dar munca este a unei echipe, nu este a unui singur om. Deci ați fost coordonator, dar din partea instituției. Instituție, evident, da? Evident. Organizator fiind Casa Municipală de Cultură și Primăria și Consiliul Local prin programul de activități. Activitatea a fost bugetată. Cât anume ați cheltuit pentru așa ceva? Aproximativ n-am cheltuit chiar tot, dar undeva la 37.000 de lei. Am înțeles. Bun. Aici însemnând tot, inclusiv inclusiv diplome, inclusiv premii, tot. Da. Ați oferit premii? Au fost oferite premii? Câte premii? Toată lumea a primit, fiind festival, toată lumea a primit premii. Ne-am sfătuit noi organizatori și împreună cu directorul onorific Jules Baldovin și am dat, cred că 450 la cel de la Sibiu venind cel mai departe, 350 la cel de la Adjud, iar în rest absolut fiecare copil participant, fie că a fost individual sau în grup, au primit câte 250 de lei. Am înțeles. Pe viitor, pentru viitoarele ediții, intenționați să păstrați același format sau vor fi modificări?
În principiu ar trebui păstrat același format, mă refer la partea de festival, la partea de participare, pentru că nebunim participanții după aia. Dacă schimbăm regulile de la un an la altul, eu merg în continuare pe ideea, tocmai că pentru că folk-ul nu este atât de răspândit cum e, de exemplu, muzica populară sau cum... Atât de popular ca muzica exact. Populară. Așa. Merg pe ideea de festival și nu de concurs. Am înțeles. Fără limite de vârstă, fără prea multe opreliști. Astfel încât ați văzut. Oamenii au venit, iar copiii cei de la Bârlad au venit de la Botoșani, unde în aceeași zi a mai fost un festival de folk la Memorialul Ipotești și m-a sunat domnul profesor și vai, vă rog frumos, spuneți-ne ultimii ca să ajungem de la Botoșani să venim și la dumneavoastră. Mie mi-a plăcut cuvintele, mesajele transmise de invitații speciali ai acestui eveniment, dar s-a simțit oarecum o tristețe pentru că erau puțini spectatoare. În calitate de prezentator, de organizator, ați vorbit probabil și în culise mai mult despre acest aspect. Ce mesaje v-au transmis? În primul rând s-au bucurat că există inițiativă și s-a făcut un prim pas. Repet, asta au și spus-o public. Exact. Eu vreau să cred că va avea continuitate și vreau să cred că va crește an de an. Atât din punct de vedere că nu doar spectatorii mă interesează în mod deosebit să fie, v-am spus, 1000. Nu. Pe final cred că au fost undeva pe la 100. În timpul recitalurilor vedetelor naționale, dar pe mine mă interesează și partea de participare să crească an de an. De ce nu și din București, dar asta vom vedea încet, încet. În primul rând să vedem, să se aprobe din nou. Eu cred că cei implicați sunt interesați să participe la astfel de festivaluri. Da, pentru că sunt puține și mai e un lucru. Aici, în Moldova, sunt vreo 2, 3, 4 maximum, cred. Nu e ușor să te duci la Calafat, de exemplu. Adică ai de trecut toată țara. Nu-și permit tot să meargă la marile festivaluri. Plus că la marile festivaluri nu prea intri foarte ușor. Am înțeles. Bun. Deci anul viitor, cel mai probabil în septembrie și nu în august, ediția a doua a acestui festival. O să întreb pe toată lumea pe care i-am văzut în public, sunt pășcănenii noștri și știu. O să întreb și în primărie și colegii mei de la Casa de Cultură, nu știu. Trebuie găsită soluții. Am înțeles. Și schimbat și locația, poate până atunci de Dumnezeu și ne mutăm. Dar probabil propunerea de organizare va apărea în proiectul din activitățile culturale asta cu siguranță. Pe anul viitor. Urmează să fie dezbătut, aprobat la începutul anului și așa mai departe. Bun, vom fi atenți și sper eu ca implicarea și organizarea să fie mult mai apăsată, mai evidentă din partea administrației locale, poate chiar și cu o chitară în mână, primarul, viceprimarul sau administratorul public pe afiș, de ce nu. Este extrem de important tonul pe care îl dă sau îl poate da cineva din administrația locală, exemplu, de fapt, pentru cei care, pentru copii, pentru cei mici care fac acest lucru, care fac primii pași înspre chitară, înspre muzica folk. Bun, să ne întoarcem la artiști, la potențialul din Pașcani. Eu sunt surprins, sincer, de câți copii cântă muzică populară, în special, câți copii sunt invitați să participe la tot felul de evenimente artistice, câți copii au clipuri pe Facebook, pe rețelele de socializare, pe YouTube și așa mai departe. O adevărată explozie și unii chiar au talent, se vede lucrul ăsta. Siguranță. Bun, deci Pașcani e o pepinieră pentru artiști, pentru copii și pentru viitori artiști. A fost pepinieră. Eu vă spun lucrul ăsta în condițiile în care, de exemplu, eu l-am cunoscut pe domnul primar, cred că aveam vreo 5 ani, dumnealui vreo 7-8, nu mai știu, și cânta la chitară bas.
Actualul primar? Da, domnul Pintilie. Bun, păi deci n-am greșit aia cu... A fost și pe scena Casei de Cultură. Eu am crescut în casa pionierului, cum era pe atunci tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a lucrat acolo și eu acolo am crescut. Pașcanii au fost întotdeauna o pepinieră, păi, la Cântarea României, așa cum era formatul de atunci. Îmi aduc aminte de vremurile respective. Așa, erau foarte mulți, erau autocare întregi din Pașcani. Domnul Secărescu? Exact, erau autocare întregi de copii din Pașcani. Acum au posibilitatea să fie văzuți, să fie prezenți și mă bucur că primăriile din jurul Pașcanilor invită la zilele comune. Am văzut și la Tătăruș, au fost, am văzut și la Târgu Frumos, exact. Foarte bine că acești copii sunt promovați. O singură problemă este să le dea Dumnezeu putere de muncă părinților să poată duce, pentru că nu e ieftin deloc să ții un copil pe scenă. Am aici o întrebare, o nelămurire. La Pașcani apar tot timpul discuții, ca să nu spun probleme, în modul de organizare, de promovare a acestor tinere talente la zilele municipiului Pașcani. Și sunt oarecum îngrămădiți în prima zi. Se face o selecție, nu toți ajung să urce pe scenă și așa mai departe. Am văzut, în schimb, la Târgu Frumos o altă variantă abordată și mie mi se pare mult mai interesantă, și anume artiști locali care cântă în deschiderea prestațiilor artiștilor naționali. Așa a fost și la Pașcani anul acesta. Și la Pașcani a fost, anul acesta în așa toate cele trei zile, dar la noi a fost la începutul spectacolelor. Ori la Târgu Frumos i-am văzut presărați până seara târziu. Depinde, eu nu știu exact ce a fost la Târgu Frumos, depinde câți artiști naționali ai într-o zi și disponibilitatea lor, pentru că ești obligat din contract să le ceri permisiunea. Am înțeles. Întrebarea mea este următoarea. Dacă Pașcaniu poate să aibă o disponibilitate mai mare, mă refer la organizatori, de a-i promova, de a promova tinerile talente, aș spune, dar să aibă o prioritate în a promova tinerile talente. De exemplu, la Deleni și în alte localități de aici, din județul Iași, accentul, indiferent de sărbătoare și da, chiar dacă sunt artiști consacrați care participă la astfel de evenimente, accentul este pus pe copii, pe talentele locale, pentru a fi încurajați și promovați ei. Apoi, partea de spectacol și așa mai departe. Depinde ce se dorește. Eu vă spun, am văzut în alte localități maximum două capuri de afiș pe seară și înainte DJ și o oră jumătate de talente locale. Aici, în funcție de fiecare comisie de organizare sau, mă rog, orice for. Se poate discuta. Se poate discuta, da, clar. Depinde, repet, fiecare ce-ți dorește. Cine stabilește astfel de coordonate? Clar, comisia de organizare. Comisia de organizare nu prea văd astfel de discuții. Păi nu poate nimeni să vină să bate pumnul masă pe banii administrației locale. Asta e clar. Suntem, iată, la aproape de finalul lunii august, adică de vacanță. Da. Ce alte activități mai sunt programate? Le aveți în pregătire până la finalul anului? Din punctul meu de vedere, eu vorbesc acum pe bucățica mea, urmează în octombrie, poate în septembrie, un teatru, dar nu sunt încă sigur. În octombrie, conform planului de activități existent, domnilor profesori cu dragoste, mă chinui de ani de zile să-l prind pe Gigi Gheorghiu și să-l aduc la Pașcani, dar în principiu, la începutul octombrie, pleacă în America și se întoarce prin mai. Trebuie să spuneți cine este. Gheorghiu. Gigi, scuze, așa îi spun eu. Așa îi spun cunoscuții, da. După care, în noiembrie, am vorbit deja, am început, să zicem, negocierile. Că aici e cu bani mai mulți, dar vedem, reușesc eu cumva să... Este vorba de piesa de teatru Barza Domnului Ministru cu Adriana Trandafir, Mihai Ciucă, Laura Cosoi, Fătu și Ada Odagiu. Sper să reușesc să-i conving. Ei, mai e o problemă, în afară de distanță. Toată lumea, vai, de ce nu sunt spectacole la Casa de Cultură sâmbătă și duminică? Păi,
toți artiștii sunt... Asta e o întrebare. Da, toți artiștii sunt angajați undeva. Undeva în instituțiile lor de cultură. Toată lumea, absolut toate instituțiile organizatoare de spectacole, sâmbătă și duminică au spectacole la sediu. Nu doar că omul trebuie să joace acolo, că de acolo și ia salariu. Dar ca să vină la Pașcani, presupune să plece azi, să joace de seară, mâine seară să ajungă la București. El pierde două zile pentru un spectacol la Pașcani. Am înțeles ce spuneți. Doar că trebuie să vă puneți și în pielea spectatorului din Pașcani. Cred. Știu, de fapt, nu cred. Este, eu nu sunt de acord cu ceea ce se spune, că spectatorul din Pașcani este mai puțin cult și nu ar ști să guste muzică clasică, să asculte muzică clasică, să participe la astfel de spectacole de teatru și muzică clasică. Părerea mea că participarea ar fi peste așteptări dacă astfel de evenimente ar fi programate și mediatizate din timp și în timpul liber, nu în timpul în care în mare loc majoritate sunt angrenați în activități, la serviciu sau în alte dacă activități. Dacă o să căutați pe internet turnee ale unor artiști, și aici vorbesc în primul rând de actori, de teatre. Este Lorena, care e angajată a Teatrului Evreiesc. Da. Este Costi Apostol, care este angajat la Sfântul Gheorghe, la teatru. Tot din Pașcani. Da. Ce se joacă? Se joacă luni, marți, miercuri. Vineri, zi de repetiție, sâmbătă, duminică se joacă la sediu. Cu dragă inimă, că personal eu n-am nicio problemă. Eu vin, oricum, eu vin sâmbătă și duminica la serviciu când sunt bilete în vânzare, tocmai pentru că omul iese să ia bilet când e liber, nu când e la serviciu. Seara, sâmbătă, duminica, eu sunt acolo, cu un telefon în prealabil, stabilim o oră, nu e problemă. Artiștii sunt problemă. Bun, continuăm dialogul după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 2 minute. Am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape 2 decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Sono triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se
se tu non arrivi, io non esisto, non esisto, non esisto. Alicep Tours România, companie de turism tur-operatoare, organizează circuite turistice, excursii școlare, pelerinaje religioase în țară și străinătate. Avem de asemenea servicii de transport, persoane și coletărie, curse internaționale, plecări și sosiri zilnice, cu transport până la adresă, către Ungaria, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Franța, Elveția, Spania, Grecia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Anglia, operate în parteneriat cu Romfood Tour, Tabita Tour și Perla Trans. Pentru detalii ne găsiți în municipiul Pașcani, Splanadă, agenția de turism Alicep Tours, telefon 0232 763 958 sau 0767 77 60 80. Ne găsiți și pe aliceptours.ro. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu de astăzi, Marcus Amir, referent la Casa de Cultură din Pașcani, Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu. Discutam despre cum ar fi dacă la Casa Municipală de Cultură din Pașcani ar fi spectacole mai multe, mai spectaculoase, aș spune, în weekend, adică în zilele în care noi avem mai mult timp liber și am putea participa la astfel de evenimente. Și ați urmărit un argument care este ok, artiștii sunt ocupați în această perioadă de weekend cu spectacole acolo unde au cartea de munte, exact, să spunem așa, exact, acolo unde muncesc. Însă Pașcani nu își poate planifica așa cum o fac de altfel organizatorii zilelor municipiului Pașcani. Pașcani nu își poate planifica evenimente culturale, spectacole de teatru, muzică și așa mai departe din timp. Adică astfel de evenimente să fie predictibile și pentru artiștii care răspund invitației administrației locale, dar și pentru noi să ne pregătim să invităm partenerii noștri și să participăm la astfel de... Discuția asta am avut-o în biroul doamnei Maia Morgenstern când a venit Teatrul Evreiesc la Pașcani. A fost un vis al meu devenit realitate, din păcate al doilea vis pe care l-am, nu cred că se va putea întâmpla, dar și doamna Maia îmi spunea, ba da, câte locuri are sala de aici? 300 de locuri. Cât e biletul? 150 de lei. 45 de mii sau ceva de genul. Plus transport, cazare, masă și venim la Pașcani. Cam despre asta e vorba. Adică majoritatea instituțiilor de cultură din țară, în momentul, și asta e și legea, în momentul în care primești subvenția de la forul tutelar, fie el primărie, Consiliul Județean, Consiliul Local, nu contează, trebuie să faci încasări în quantum de. Și alea sunt obligatorii dacă nu îți primești partea de bani pentru utilități, pentru funcționare. Și vă e teamă că nu ar putea să fie o participare pe măsură? Nu. Ideea este că nu, na, atâția bani e complicat. Păi vreau să vă spun așa. 10.000 de lei a fost onorariul celor de la Teatrul Evreiesc, pentru că a fost Lorena, pentru că am fost eu la București și am vorbit cu doamna Maia. Dar total, general, costul a fost undeva de 4 ori mai mult. A venit fiind subvenționate de către cine? Poftim? Fiind acoperite, subvenționate aceste costuri de către cine? Nu, a fost subvenționat, a fost în programul de activități al Casei de Cultură, s-au vândut bilete cu subvenție, cu tot ce trebuie, doar că m-am trezit la urmă că
Hai să vezi că nu mai am bani să le dau de mâncare seara. Pentru că așa a fost înțelegerea după spectacol și de fapt nu înțelegere, poate să nu o spună nimeni, asta se subînțelege. Este vorba despre ospitalitate. Exact. Bun, dar dumneavoastră vorbiți de nume mari, de excepții, dar eu vorbesc și de artiști de la Teatrul Național din Iași, de exemplu, sau de la Botoșani, sau de la... La fel și Iașu și Botoșani joacă sâmbăta și duminica la sediu. Noi am purtat câteva discuții, adevărat, acum câțiva ani de zile, cu cei de la Teatrul Național din Iași și spuneam la un moment dat, dom'le, am venit la Pașcani, dacă lucrurile ar fi clare, adică predictibile, chiar spuneau la un moment dat că n-am avut nicio solicitare oficială din partea administrației locale, spuneau la momentul respectiv. Discuția a fost purtată oarecum și prin intermediul Consiliului Județean, unde au o comisie de cultură și acolo sunt aprobate și bugetele, dar și programele de activități, ca și la Pașcani. Și spuneau, dacă noi am ști din timp că sunt astfel de preocupări, de solicitări, am pune în programul nostru, am cuprinde în programul nostru și deplasări, spectacole. Știu că a fost la un moment dat o discuție să facă stagiune permanentă la Pașcani, sau, dar a fost doar o discuție și atât tot. Și nu se pot face mai mulți pași pentru concretizarea? Dar aici nu mai ține de mine, aici trebuie să se întâlnească primăria, conducerea Casei de Cultură cu directorul Teatrului Național de la Iași. De cât timp sunteți la Casa de Cultură? Pe 1 septembrie 2003 m-am angajat. Și aveți o bucată experiență. Da. Și n-ați fost oprit de oameni în vârstă care erau odată spectatori permanenți în sala Casei de Cultură. Și nu ați fost oprit, întrebat, doamne, dar de ce nu mai faceți în weekend? Nu, să știți că am fost oprit și mi s-a spus felicitări pentru ceea ce aduceți la Pașcani, pentru că spectatorii fideli înțeleg fenomenul. Și aici la teatru mai e o problemă. Mai nou, regizorii de prin țară montează niște mastodonți de spectacole care nu încap pe scena de la Pașcani. Și asta e... Așa, nu avem pod pentru... Da, e adevărat. Mă rog, sunt chestii tehnice. Și atunci te trezești că din 7, 8, 10 spectacole cât au ei în stagiune, nu se pot deplasa decât cu unul sau cu două. Și asta e adevărat. Așa este. Bun. În ce măsură o parte din costuri ar trebui să fie subvenționate permanent de către din bugetul local, de administrația locală? Mă refer aici la tarife. Vorbeați de tarife de 150 lei pe bilet. Atât e în București. Eu nu contest. Dar vă dați seama. Nu vine nimeni la un astfel de cost, nu intră nimeni în sală. Decât, eu știu, câțiva care își pot permite. Ori, într-o astfel de situație, administrația locală ar putea interveni? Da, intervine prin programul. În ce măsură și cât anume? Nu, e din punctul meu de vedere, pentru că eu vă mai spun un lucru, dacă am face în fiecare lună câte un spectacol... Ce înseamnă nu? Nu, pentru că nu vorbim financiar, vorbim din punct de vedere al spectatorului. Dumneavoastră știți că undeva la 70% spectatorii Casei de Cultură la spectacolele naționale sunt aceiași. Și nu doar din Pașcani, vin din comunele alăturate. Vin... Și asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Că vă puteți bata pe ei. Cu siguranță. Importante să fie din ce în ce mai mult. Din păcate, media de vârstă a spectatorului pășcănean este undeva 40 și spre 50. Și în alte localități este diferit? În sălile de, nu cinema, în sălile de teatru, la filarmonică, e adevărat, sunt și tineri, dar în marea lor majoritate sunt oameni de vârstă de la 3. Da, da. La orașele micuțe, chiar și la municipiile reședință de județ, situația e cam la fel. Eu merg spre București pentru că acolo doresc să ajung ca și mentalitate, ca și participare la spectacole. Eu nu vă ascund, de exemplu, spectacolul ăsta de teatru pe care îmi doresc să-l aduc acum, Barza Domnului Ministru, eu l-am văzut. Eu merg odată la o lună jumătate la București și mă duc la teatru, vorbesc. Al doilea vis al meu era teatru de operetă Ion Dacian. Am vorbit, dar costurile sunt mult prea mari. Nu că ar fi imposibil, dar trebuie făcut un proiect separat și făcută o activitate de sine stătătoare și nu știu în ce măsură se poate realiza. Considerați că nu poate fi găsită o rețetă sau lucrați la această rețetă pentru a aduce în sala de spectacole
și spectatori tineri? Problema cu spectatorii tineri este alta, care pleacă tot de la bază. Pentru copii sunt două spectacole mari pe an. Unul în primăvară, unul în toamnă. Dar pot fi mai multe. Mai o secundă să vă spun de ce am pornit pe făgașul ăsta. La astă toamnă, când a venit Teatrul Tomis din Galați cu, nu mai știu exact cu ce piesă, dar oricum pentru copii, din tot orașul a venit o singură grupă de grădiniță. Înainte de pandemie, să spunem, un spectacol se umplea doar cu grădinițele. Asta înseamnă cel puțin 300. Dar unde a dispărut acea relație destul de bună între instituțiile de învățământ și Casa de Cultură? Nu știu, n-aș putea să vă spun. Pot să bănuiesc niște chestii, dar nu am nicio dovadă și atunci nu vreau să fac niciun fel de prima mediatizare și cea mai eficientă pentru astfel de spectacole era în școli și profesorii învățătorii știau la fel am făcut și eu în toamnă. Am fost în fiecare grădiniță, în parte, peste tot, aștepți, sun la ușă, vezi, îți dă drumul, nu-ți dă drumul, că nu mai intri cum era înainte. Da, am văzut buton exact. Bun, alte vremuri, dar ce se întâmplă? Nu se mai implică cadrele didactice sau nu mai sunt bani? Părinții nu mai răspund la astfel de... Da, eu nu cred că are... Eu nu am fost părinte, nici nu sunt, dar am pe sora mea care are doi copii. Nu s-a pus niciodată problema să spună copilul că vrea la spectacol și nu l-a spus. Iarăși vorbim de 15-20 de lei biletul, adică nu cred că este o problemă. Deci o mai mare implicare, spuneți, că ar trebui să... Exact, la nivel instituțional. Am început. Și eu insist cu o mai mare mediatizare și dacă reușiți să proiectați astfel de evenimente înspre weekend și, mă rog, în perioada în care oamenii au timp liber, ar fi, cred, mai bine decât... În materie de copii... Cine a făcut în weekend, a fost un magician sau nu știu ceva de genul, a avut vreo 70 de oameni în sală. Bun, ne oprim aici, dar vă invit la finalul emisiunii să urmăriți câteva momente din timpul acestui festival pentru care am făcut această emisiune, Festivalul de Fol de pe 9 august, cu câte o melodie a invitaților special care au participat la acest eveniment. Mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Bună seara, bine v-am găsit. Numele meu este Giorgio Baldovin. Am bucuria de a fi părtaș la acest eveniment care este la prima ediție și îi dorim la cât mai multe. Foarte, foarte, foarte scurt, am și eu două sau maxim trei cântece care fac parte de pe un disc al meu mai vechi, care se numește Acasă. Primul se numește Marginea Pământului. Dacă în cer nu mai e loc și dacă nici în ape nu-i, vină cu mine la marginea pământului. Dacă în oraș e pustiu, iar ceasurile bat mai hui, vină cu mine la marginea pământului. Am fost acolo mai de mult odată, te rog la nimeni să nu spui, dă-mi mâna, vino, haide tu, să rătăcim mai hui. Hai cu mine, hai lui, la marginea pământului, hai cu mine, hai lui, la marginea pământului, hai hui. Ai doar un pic
multă încredere. Nu te simți a nimănui și fii cu mine la marginea pământului. Dacă te întreabă cineva, te rog nu spune nimănui că avem bilete spre marginea pământului. Am fost acolo mai de mult odată, te rog la nimeni să nu spui, dă-mi mâna, vino, haide tu, să rătăcim mai cui. Hai cu mine, hai voi, la marginea pământului, hai cu mine, hai voi, la marginea pământului, hai voi. Întunecați și spărăciți, lăsați-mă să fiu pe scări. Da, 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 da. Vă mulțumim mult, bună seara, bucurie mare.
pentru mine și pentru Giuliano să fim, să fim în seara aceasta împreună, să nu ne lăsați să stăm singuri aici pe scenă, să încercăm să cântăm, să dansăm, să aplaudăm, să ne simțim bine, să fie o seară frumoasă și, de ce nu, o noapte frumoasă după aceea. Să vedem dacă vă mai aduceți aminte de acest cântec. Timpul vieții mi-i spun, ca să-l facem drag. Trăiesc cu mine în fundații, Doamne, ce-au dat, sunt zărați și bogați, ca și scuipă pe brav. Voi ce lume zburați, până la cer volcați, pe spinea de noi slav, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, punerele, și chisori și libertate. Și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Voi ce-n lună zburați, scoale noastre izbând, mă uitați că aveți frați pe planetă flămând, pâinea lor o mâncați printre stele zvârând. Voi degeaba zburați când ce sunt dezvoltați, se trăiesc pe pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, punerele, și chisori și libertate, și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Lume plină de răni și de doctori docenți, și de măști și de pământ și de mari inocenți, fiindcă nașteți copii, apărați și luptând, dovărâți voștri vice din verde vecii, de-o lipun pe pământ, pe pământ de toate, și mai bune și mai rele, punerele, și chisori și libertate, și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Între cei care trag și acei ce se întrași, noi luăm de vreun stea de o groapă de pași, între ei sunt sudați, unii strâmbi de ar, cum se tineri legați, condamnatul le lați, și biciușca de ricar pe pământ. Nervul acest de prin mine, o Doamne, ce multe orbi, ce tristă putere a voi pentru femeie. Nervul acestei sunce, o sfinte cerință poie, ce tristă putere a voi pentru femeie. Nervul acestui auzi, o Doamne, ce sufletul sus, ce tristă putere a voi pentru femeie. Venicul fără nimic, ce tristă cântare ridic, leruile și leruile, și nu ai sve o femeie.
O sfinte ce multe orbi, ce măstigăna de tăcere, a voi pentru muiere. Puțin. O gândesc pe versurile mele care se cheamă Poate. Sper să nu mă încurc la versuri, de obicei la versurile mele mă încurc. Poate jos, dar țin oriuțe pe dos. Poate bine, poate rău, stau ascuns sub părul tău. Răzbunire stând să vină, dragostea cea mai divină. Poate plouă, poate tace, șoptă care ție-ți place. Poate spun că te iubesc, poate mine să stăzesc. Poate plouă, poate tace, șoptă care ție-ți place. Poate spun că te iubesc. Poate mine să străzesc, poate iabă, poate vis, liniștea din paradis, poate înger, poate zeu, viața care ne-e greu. În mesete stau să strig, roa care-mi face frig, prin căruțele ce-mi vând, drumurile din cuvânt. Poate plouă, poate tace, șoaptă care ție-ți place, când îți spun că te iubesc. Poate mine să străzesc, poate plouă, poate tace, șoaptă care ție-ți place, când îți spun că te iubesc, poate mine să stezesc. În distanțe jarul sapă, rugul scutura de apă, stropii de cenușă bri, mai aproape să revin. Pe auzul ăsta slup, din pe zina o aud, cum renaște puls în sânge, cum la pieptul meu te strânge. Poate plouă, poate tace, șoaptă care ți-ți place, când îți spun că te iubesc, poate mine să străzesc. Poate plouă, poate tace, șoaptă care ți-ți place, când îți spun că te iubesc, poate mine să stăzesc. Poate bine, poate rău, poate rău când nu e bine, poate floarea inimii ce crește din tine mine. Poate doar speranța mea care în orice dimineață a cântat, cântat, cântat și apoi să-l vână pe față. Poate plouă, poate tace, șoaptă care ție-ți place, când îți spun că te iubesc, poate mine să stăzesc. Poate plouă, poate tace, șoaptă care ție-ți place, când îți spun că te iubesc.